is a dose foremost. You know what I mean? How to put a hole. Jay foremost. Salutare, dragi prieteni, și mi-ați revenit pe canalul Pasiune și Natură. După cum ați observat, am început partida pe muțește, silențium, pentru că eu când am ajuns aici, am văzut
crap în zonă. Așa că pescuind la plute, am zis să nu fac gălăgie deloc, că poate reușesc să provoc imediat o trăsătură. Nu s-a întâmplat imediat. A venit trăsătura după o oră. Important e că a venit și l-am luat. A plecat frumos cu ea. L-am și văzut când a luat-o. O trăsătură directă, perfect. Minunat. I-am și dat-o. Primul pește la plută pe care îl înțăp eu. L-am văzut, eram pe fază. Când a dat să coboare pluta, i-am dat-o. Și a și plecat. Foarte frumos. Da. Deci pescuiesc la plută. Am reparat pluta. Am introdus pe interior un tub de o dimensiune mai mică. Le-am unit din nou antena cu pluta și e perfect. Da. Oh. Unde? Am pierdut boaba de porumb. Da. O fi asta? Nu. Era mai înainte în mâna mea. S-a rupt, a căzut jos. Da. În fine. O să pun alta. Iată. Am avut un pelet. După cum am arătat la începutul filmării, un pelet și o boabă de porumb de silicon, care nija schija l-a făcut să dispare. Era mai înainte în mâna mea, dar cred că s-a tăiat de la strună, pentru că eu le-am tras mai sus ca să pot să scot cârligul. Și fiind în tensiune, s-a fi tăiat. Bun. Asta e. Mergem mai departe. Da, este un ciortan. Nu este un ciortan foarte mare. După părerea mea, nu are mai mult de 2 kg. Acum, să vedem ce spune cântarul. Da. Ca de obicei îl cântărim, îl vedem și îl eliberăm. Da, s-a oprit. Ia să vedem. Da, am avut dreptate. Are 1,950 kg. Aproape 2 kg, fără 50 de grame. Este prins la plută. Așa că e foarte bine, nu bine. Haideți să-l vedem și îi facem și o eliberare. Iată, prieteni, și reușita mea de azi. Un crap puțin cocoșat. Sper să nu fie unica. Mai avem lumină. Cred că în jur de o oră. Așa că le eliberăm repede pe ăsta. După care relansez imediat. Și sper să mai am unul, măcar. Dacă nu, oricum partida e reușită.
Continuă. Asta a fost, prieteni. Vreau să vă spun că sunt și norocos. Am găsit bobița de porumb. S-a tăiat. Iată. S-a tăiat de la fir. Eu o agăț mai încoace și merge. Bun, continuăm. Pare că mă distrez. Imediat am aruncat. Am și luat un ciortan. Da. Nu o cântărim așa ceva. 100 de grame. 150. Bun. La fel. Un pelet gust de pește. Și boamă de silicon pe care am recuperat-o. Vedeți, am înțepat-o puțin mai lateral. E bună, funcționează. Bun. Îl eliberăm și continuăm. Îl așteptăm pe la mai mare.
din ce în ce mai palpitant, mai frumos. Chiar și Cleanul îi place combinația asta. Păcat că peștele se activează de la ora 8 seara. E timp scurt. Ce ai făcut, mă? Ia uitați ce probleme îmi face ăsta. Izglobiu. Mă duc să-l arunc în apă, să-l eliberez și continuăm. S-a adus ca racheta. Da. Continuăm. Dragi prieteni, s-a înnoptat deja. Am să strâng. Partida i-a sfârșit aici. Dacă nu cumva mai am o trăsătură în timp ce vorbesc. Am să vă spun că am și doi colegi pescari pe malul celălalt. Am schimbat două vorbe cu ei. Când au văzut că am prins acel crab, eu când am venit, ei erau deja aici. Mi-au spus că n-au avut nicio intrare, nimic. Au câte două beții de căciulă. Asta înseamnă că eu am făcut treabă. Înseamnă că pescuiesc așa cum trebuie și nada mea își face efectul. Iată și prietenul meu. Se plimbă pe aici. Îmi mută pluta. Da. E un șobolan gras pe care în jur de 7 kg. 5, 7 kg. E mare. Da. Ce pot să vă spun? Vă mulțumesc pentru vizionare. Vă salut. Toate cele bune. Ne revedem în următorul videoclip. Sănătate multă.